Bună ziua, bine v-am găsit din nou. Continuăm cu gestionarea coloniilor de albine în seria Apocalipsa albinelor. Hai să vedem ce găsim. Aici totuși avem un stup 2-in-1, adică două colonii de albine sau doi roișori, care au fost formați anul acesta. Acum, probabil coloniile formate anul acesta sunt un pic diferite față de cele care au fost de producție. Să vedem, arată bine din câte văd eu. Iată, e cu totul altceva. Aici nu fac mare lucru. Mai dăm la fumul ăsta. Nu fac mare lucru, fiindcă nu am loc. Nu am loc, sau aș putea să iau o ramă și să o duc într-un cat unde am loc pentru rezerve. Așa. Am avut tratamentul băgat. O ramă ar trebui scoasă. Da, e o ramă cu miere. O să o mut în alt stup. Mai bine zis, într-un cat o să-l mut. Bun, l-am mutat într-un cat. Acum putem să gestionăm și această colonie, să vedem cum arată. Așa. Putem ridica această ramă. Dacă are puiet pe ea, atunci nu mai fac altceva decât să pun o diafragmă și gata. Ia, se vede. Nu are puiet, are miere și păstură. O dăm după diafragmă. E foarte, foarte bine populat. Are albina. Clar nu este problemă cu varoza, mâncare ca la toți stupii este destulă. Așa, aș vrea să văd și un pic de puiet ca să-i văd sănătatea acestei coloni. Iată ce bine este acoperit cu albină. Altă treabă, nici nu trebuie să mai umplu după ea, dar ce am văzut e o albinuță cu varoa în spate. Deci are populație, dar și varoa este prezentă. Bun, aici trebuie o diafragmă. După o diafragmă fac aceste drumuri. Aducem o diafragmă și în caz că mai este nevoie, este polistiren suficient ca să fac alte diafragme, în caz că nu mi-ajung. Bun, deci ăsta arată binișor. Am văzut și un păduche. Nu se poate să nu fie păduche, dar ăsta e frumușel. Frumușel și treaba e bună.
în fir o bandă. Poate mai cade și păduchile la care l-am văzut. Perfect. Aplicăm banda cu flumetrina. Și oricum o să mai primească încă un tratament. Deci ăsta, fiind un roi format anul ăsta, arată bine, bine. Trec mai departe. Și ăsta, din partea dreaptă, acum mă uit eu, arată frumușie. Ia, are albină. Ăștia, rândul ăsta, mai bine zis, parcă arată mai bine. N-a fost chiar așa grav afectat, din câte văd eu. Și aici, la fel, trebuie să scap de o ramă. Scap de o ramă. Iată ce de miere are. Surprinzător de multă miere în coloniile albine. Așa. O să pun pauză până duc această ramă. Bun. Și acum să gestionăm cuibul pentru a-i pune și lui ou. Diafragmă. Oricum arată bine de tot. Așa că scoatem și lui această bandă. Ia uite ce face la bandă. Franjură. Franjură îl face. Bun. Și să ne uităm prin el să vedem cum arată. Că miere are pentru două ierni. Da. Multă, multă miere. Mai e câte o albină hoarță, iată asta. Ea vine așa cu frică pe deasupra. Îi e frică. Încă o ramă cu miere. Da. Iată cât de frumos intri în iarnă cu mâncare. Deci asta nu e o problemă. Asta e o ramă mai goală, o simt la mână. Ce frumos și-a organizat această colonie cuibul. Avem larve, e foarte frumos asta. Foarte, foarte fain. Dar cine mai, nu mai bag eu? Mai las eu așa? Vin eu la anul cu borcanul cu uleiuri esențiale, avem miere la rezervă, pentru 5 ani am miere. Și băgăm uleiuri esențiale tot anul viitor. Deci ăsta o să fie planul. Cine o să-i mai lase fără uleiuri? Eu unul, nu? Deci din tot am experimentat să fie mai simplu, dar ce-i simplu se pare că e și prost. Deci formicul se aplică simplu. E praf, adică în cazul meu, acum sunt persoane, o să vedeți, că spun că e foarte bun. Nu e bun, iată după un an de zile cu formic, bine, am încetat să-l aplic din august, iulie, pe 15, am cam oprit formicul. Iată ce puiet frumos are ăsta. Într-adevăr, unde am pus banda, au ros până la sârmă, dar cine e curios de acea treabă? Puietul arată bine, foarte bine, ăsta e cum. Credeți că te mai interesează acum că ți roade rama aia, când vezi că înstupe aproape că nu mai ai albină? Te mai interesează că ți roade o mână de ceară acolo? Asta e, a ros. Nu-i place, dar rozând, intră în contact cu substanța activă. Și aici e larva. O matcă bună, o beca, o
beca, o matcă obținută din serile acelea din primăvară, prin transvazare. Foarte fain. Mă uitam la această ramă, să știți că mă uitam să văd dacă are mâncare pe ea, că are păstură și de aceea nu o pot scoate acum. E goală, deci nu este recomandat această ramă să stea peste iarnă, dar are păstură și păstura aceasta este importantă, măcar să-și facă ea acum corp gras, ca apoi la primăvară vedem ce face, să ajungem acolo. Asta este important, să ajungi în primăvară, că spui acum, oh, păi păstura e bună primăvara. Păi și dacă n-are ce să o mai mănânce la primăvară? Dacă nu mai ajunge albina în primăvară, cine o mai mâncă? O mâncă cocostârcă, o mâncă, nu o mai mâncă nimeni. Bun. Să ajungem în primăvară și vedem noi ce facem acolo. Acolo am soluții multe, multe de stimulare. Să-i dau proteină, să-i dăm miere. Sunt soluții. Sunt soluții, dar să ajungem acolo. Să ajungem acolo, aia e baza, nu că iau acum și zic că la primăvară. Păi ce? La primăvară e mult. E mult până la primăvară. Tu trebuie să te gândești acum, nu la primăvară. Așa mă gândesc și eu că trăiesc până la, în anul 2800, da? Dar cum dracu să trăiești? Că nu trăiești. Acum trebuie să iei măsura, degeaba o iei tu la primăvară, te gândești la primăvară. Mulți apicultori, da, dar vezi tu la primăvară. Păi ce, vedem la primăvară, clar, nu? Nu la primăvară, vezi? Bun, deci căscăm ochii acum și să luăm cele mai bune soluții pe care le putem lua pentru a intra în iarnă. De ieșit vom vedea. Vom vedea. Și mai sunt generația asta anilor 80, apicultorii anilor 80, care nu se pot dezlipi de antibiotic. Și pe cât se-i prinde, adică pe începători ăștia pe care îi prinde acea generație veche de apicultori, bă, bagă-i antibiotice. Păi, bagă-i antibiotice. Cum a fost și cazul meu, am ajuns într-o operație serioasă de pe cord deschis. Inima mi-a fost oprită. O poveste întreagă a operației pe cord și eu, dacă consumam mierea cu antibiotice, că să fim serioși acum, ci că vinzi mierea cu borcanul, da, de acasă, și cineva se duce cu ea, cineva la analiză. Hai să fim serioși. Cine naiba se duce cu ea la analize să vadă că ai băgat tu antibiotic în stup? Nu se uită nici naiba. Omul consumă, nu se îmbolnăvește de la antibiotic. Antibioticele au fost scoase de pe piață. Din ce motiv? Fiindcă mergea lumea în spital și nu mai găseau medicii antibiotic care să se potrivească, adică cu care să oprească infecțiile respective, și murea o grămadă de lume din cauza septicemiilor. Și atunci s-a decis gata cu antibioticele, și asta la nivel european. Dar mai e încă generația asta de care erau obișnuiți cu oxi, cu tetra, mai era un fel de antibiotic. Am găsit și în cărți folosirea antibioticelor în stup.
mergem mai departe. Într-adevăr, folosind antibiotice la o colonie de albine, colonia de albine arată foarte bine. O parte din bacterii sunt ucise. Nu ai pui tovăros fiindcă e antibiotic, dai bacterii. Ciupercă. Și dai antibiotic și toți care ies de pe linia aceea vor folosi antibiotice fără să-și dea seama că de fapt el poate să îngrijească albine și altfel fără a folosi antibiotice. Există soluții împotriva acestora, adică înlocuitori al antibioticului este usturoiul. O să vedeți clipuri pe YouTube unde se folosește usturoiul foarte, foarte mult. Și apicultorii mari care s-au deșteptat au început să folosească usturoi. Ia să vedem că bate vântul ăsta. Încerc să aduc camera mai aproape de mine să se audă, că nu știu dacă se aude. Așa. Frumos. Arată bine, da? Arată bine, dar necesită această lucrare de strângere. Ăsta este baivarolul, dar făcut acasă. Făcut acasă. Dacă introduci într-un sup, acum mă gândeam, introduci chimice brevetate, da? Omologate. Dacă acolo scrie flumetrină 0, nu știu cât sau cât la sută, și eu fac un calcul și pun flumetrină mai puțin. Na, acum greșeala mea este că folosesc mai puțină substanță activă decât acele tratamente. Și bineînțeles, eu cred că dacă folosești un tratament din ăla omologat și o iei în barbă, ce faci? Te duci, dai în judecată acum colosul, dai în judecată fabricantul? Nu o dai, fiindcă fabricantul are, e acoperit de acte și asta e, da? Măcar dacă tu faci o prostie în stupina ta, îți mor albinele de varoa, cum am pățit eu anul ăsta, știu că e greșeala mea, da? E 100% greșeala mea, deci nu dai vina pe nimeni. Iată cum își organizează cuibul. Ăsta și-a făcut în partea dreaptă. Bun. Cel mai ușor acum ar fi să vin să le dau un sirop cu antibiotic și aș limita, să zic așa, afecțiunea varozei. Adică virusul care vine de la varoa. Strângem cuibul frumos. În anii trecuți restrângeam mai de multe ori. Acum l-am lăsat așa. Mă supărasem un pic pe albinuțe, dar e vina mea, nu are treaba albinele. Când vezi că ca 200-300 de păduchi, îți dai seama că situația nu e chiar grozavă. Ia să vedem unde-i cuibul. Bă, voi nu mai ați mai depus ouă. Deci iată și dacă lași ramele lui, se restrânge el cuibul. Așa se restrânge că rămâi și nu mai vezi nici albine. Un 4-5 ram, chiar ești curios. Aici cred că avem puiet. Da? M-ar interesa ouă. Mai depus măcuța ouă, având albină puțină? Da, depus. Mă uit și aici la albinele cu varoză. Nu văd să aibă probleme, deci ăsta vine aici, pentru că îi trebuie o ramă de acoperire. Dacă puietul
îl vezi că e pe terminate, tu transformi rama respectivă în ramă de acoperire, iar dacă vezi că încă pe acea ramă e destul de mult puiet, atunci vii cu o ramă cu acoperire. Bun, și aici văd efectul varozei, e o albină fără aripi. S-a mai limitat. Îmi închipui că a fost destul de grav. Și este, dacă la unele colonii este critică situația, deci mare lucru dacă în luna octombrie, când voi veni, să mai găsesc ceva. Da, nu este foarte tare afectat, dar în momentul în care mai vezi câte o albină fără aripă, clar, în acea celulă a fost varoză. Varoa. Varoza e boala care rezultă. Un cumul de virus. Așa. Ce să facem acum? Ce medicament să le dăm? Le dăm ceva de răceală, că au virus? Nu? Nu le dăm nimic. Nu le dăm nimica. N-ai ce să mai faci. Asta e rezultatul nu de acum, ci din ultimile luni. E bine că sunt larve pe două rame, fiindcă acum dacă o mare parte din păduche au căzut, acel puiet măcar o să fie sănătos. Și va conta foarte mult în primăvară acest lucru. Bun. Și restrângem la această ramă cu păstură, avem aici. Deci va fi restrâns în 6 rame, va fi strâns pentru a ierna în 4. Foarte, foarte bine. Și începând din luna martie, dacă ajungem acolo, borcanul cu miere, cu uleiuri esențiale, cu apă. Mierea are destulă. Așa. Ăsta e cuibul. Diafragmă. Iară n-am diafragmă la nimic. Hai că aducem acum. Punem o diafragmă de polistiren. Și are și căldurică. Adică își limitează cuibul la ramele care le are. Cam așa. Ăsta e frumușel, îi băgăm și lui Benz o bandă. Așa. Am pus undeva bățul. Perfect. Perfect. Așa, să pun nylon, folia. Așa. În această perioadă încă folia este foarte bună. Așa. Acoperim, ca să vedem mai avem ceva de pus. Nu? Cam asta e. Continui. Iată un stup care arată bine. Deci ăștia, se pare că acești stupi vor fi baza pentru primăvară, pentru anul viitor. Am un rând care se pare că a fost mai ferit de varoa. Cam atâta, până la următorul film, numai bine!